Salutare IT-știlor, în devenire, vin astăzi la voi cu un mic anunț. În data de 21 aprilie de la ora 13 voi face cu 5 dintre voi un workshop de Git. Este un workshop contra cost în care veți învăța cum să folosiți Git-ul în proiectele voastre. Acum, fie că lucrați doar cu HTML și CSS, fie că lucrați cu JavaScript, cu Python, cu PHP, cu C#, cu Java, cu orice limbaj de programare, veți avea nevoie de cele mai multe ori și de Git pentru a vă salva acel cod pe un server într-un așa zis repository remote și bineînțeles când lucrați într-o echipă mai mare veți avea nevoie de mai multe versiuni, așa că un sistem de versionare precum este cel oferit de Git vă va ajuta foarte, foarte mult. Ce veți învăța în acest workshop? Păi veți învăța tot ce trebuie să știți ca să fiți la un nivel mediu atunci când vine vorba de folosirea Git-ului. Vei învăța ce este versionarea și cum te ajută ea, apoi cum să folosești niște tool-uri precum Git Extensions, cum să îți faci un repository nou pe GitHub, apoi cum să lucrezi cu codul și bineînțeles cum să rezolvi conflictele care apar în cod. Consider că după limba engleză Git-ul este a doua cea mai importantă chestie de care ai nevoie, indiferent de limbajul în care vrei să înveți programare. După câte spuneam la început, workshop-ul va fi într-o duminică, în 21 de la ora 13. El va dura aproximativ 2-3 ore, poate puțin mai mult dacă veți avea mai multe întrebări, iar la sfârșitul acelui workshop vei primi și un material text care să te ajute în caz că uiți câteva lucruri pe care le-am făcut împreună. Dacă ești interesat de acest workshop care se va desfășura online prin videoconferință folosind Skype sau Zoom Meeting, te rog să intri pe linkul de sub acest video unde o să găsești toate detaliile despre ce facem, cât costă, cum trebuie să te înscrii și ce trebuie să faci în continuare pentru a fi alături de mine la acest workshop care te va ajuta foarte, foarte mult în cariera ta de angajat, în cariera ta de freelancer sau pur și simplu în momentele în care înveți să scrii doar cod. Bineînțeles, dacă ai întrebări sau neclarități, poți să-mi lași niște comentarii din nou sub acest video sau poți să mă contactezi pe adresa de e-mail sau pe pagina de Facebook printr-un mesaj privat. Îți mulțumesc și ne vedem la workshop în data de 21.